Anul acesta costă mai mult să fii creștin. Mai multe alimente care în mod normal sunt destul de accesibile au ajuns acum să coste chiar și cu 50% mai mult față de anii trecuți. De exemplu, fasolea, unul dintre alimentele de post preferate ale românilor, a ajuns să coste aproximativ 20 de lei per kilogram, iar kilogramul de urzici se apropie și el de același preț. Ceapa este mai scumpă anul acesta, dar și verdețurile, conopida și ardeii. Salata verde a ajuns la 5 lei, iar ridichiile la 3 lei. Proteinele pot fi fie obținute din alimente precum soia, spanac, mazăre, avocado, năut sau linte. În piețe, pentru un kilogram de soia scoatem din buzunar aproximativ 20 de lei, iar mazărea, spanacul și năutul se apropie și ele de același preț. În această perioadă și prețul fructelor, dar și al legumelor a crescut considerabil. Postul Paștelui este cel mai astrupost post din an, durează 40 de zile, perioada la care se mai adaugă și săptămâna patimilor.